Cu mult drag vă invit să deschidem Scripturile, 1 Petru, capitolul 2, citim cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris, la versetul 21 până la versetul 25 inclusiv. Pagina în Scriptură, 1193. 1193. După citirea textului biblic, aș vrea să stăm în rugăciune, cerând binecuvântare, călăuzirea Duhului Sfânt peste viața noastră, sufletul nostru. Fiecare dintre noi vom sta în rugăciune cu voce tare, rog pe fratele Iordache, Alexa, să ne conducă înaintea Domnului. Viți credincioși, prioritatea supremă a unui credincios, atât pentru vremelnicie, cât și pentru veșnicie, este să se închine înaintea lui Dumnezeu. Nu există prioritate mai frumoasă, mai măreață, mai supremă decât această preocupare a fiecărui dintre noi de a ne închina înaintea lui Dumnezeu. Preciez în dimineața aceasta inima dumneavoastră bună de a fi la părtășie, de a fi la închinare. Fiecare dintre noi avem posibilitatea să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și mai presus de toate, fiindcă suntem la masa Domnului, avem harul acesta de a sta în părtășie cu Domnul. Ori de câte ori stăm la masa Domnului, cred că este o ocazie unică, specială. Ar trebui să fie un moment cald pentru fiecare dintre noi, pentru că ne amintim de Mântuitorul nostru, ne amintim de Domnul nostru Iisus Hristos, Cel care a suferit, Cel care a pătimit, Cel care a murit în locul nostru. Și în baza morții Lui, și în baza lucrării Lui, în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, fiecare dintre noi avem har de iertare, avem har de sfințire, avem mântuire. Și când stăm în fața lui Hristos, fiecare dintre noi ar trebui să stăm cu această atitudine de recunoștință, de mulțumire, de încântare pentru ceea ce a făcut pentru sufletul nostru, pentru viața noastră. Așa doresc în dimineața aceasta. Timpul pe care l-am petrecut până aici, cred că a fost un timp edificator, un timp binecuvântat, prin cântare, prin poezie, prin rugăciune și pentru câteva momente, câteva minute, vreau să petrecem în textul citit și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne hrănim din cuvânt și apoi să participăm împreună cu Domnul la masa Lui. Apostolul Petru este cel care scrie două epistole. Avem 1 Petru și 2 Petru. În amândouă epistole ne spune Marele Apostol Petru, scrie credincioșilor, unor credincioși care erau străini, plecați departe de Ierusalim, unor credincioși care erau persecutați, sufereau pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Așa ne spune 1 Petru, capitolul 1, versetul 1, Petru, Apostol al Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Petru este cel care scrie unul credincioși plecați departe de locul natal, străini și mai mult de atât persecutați pentru credința lor. Și ce le scrie Marele Apostol Petru? Foarte interesant. Ne spune tot Petru în a doua epistolă, capitolul 3, versetul 1 și 2. Preibiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu, în amândouă, atât în prima cât și în a doua. Caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Cu acest scop scrie Petru credincioșilor, creștinilor. Caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Și revenim în prima epistolă și în versetul 3 Petru spune așa, inspirat de Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Ce cuvânt bogat! Ce cuvânt plin de har! Scrie Marele Apostol Petru pentru creștini. Pentru care creștini? Creștinii persecutați. Creștinii care n-aveau o nădejde. Petru spune, Dumnezeu este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou. Și asta ar trebui să aducă nădejde.
Și spune textul biblic, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie. Creștinul, credinciosul, trebuie să aibă această nădejde vie. La o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Aceasta e nădejdea creștinului. E speranța credinciosului și este o speranță ancorată în ce? În lucrarea Mântuitorului, în jertfa Domnului Iisus Hristos. La aceasta aș vrea să medităm în dimineața aceasta, potrivit cu textul citit, pentru că textul citit ne descrie jertfa Domnului Iisus Hristos. Și fiecare dintre noi, privind la jertfa lui Hristos, ar trebui să rămânem copleșiți de frumusețea, de suficiența jertfei Domnului Iisus. Și nu doar copleșiți, fiecare dintre noi, privind la jertfa lui Hristos, ar trebui să rămânem cuceriți, așa fel încât, frați și surori, iubiți credincioși, viața noastră pe acest pământ, să o trăim pentru gloria și slava Lui. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Privind la jertfa lui Hristos într-o zi ca aceasta specială, când stăm la masa Domnului, fiecare dintre noi ar trebui să ne plecăm încă o dată ființele înaintea Lui. Și în adâncul sufletului nostru să spunem, Doamne, Doamne, îți mulțumesc. Mulțumesc că m-ai mântuit. Mulțumesc că ai suferit, mulțumesc că trupul tău a fost frânt pentru mine, păcătosul. Mulțumesc că sângele tău a curs și roaie, așa cum spunea cântarea, pentru păcatele mele, pentru nevrednicia mea, îți mulțumesc și mă închin cu recunoștință înaintea ta. Câteva aspecte. Întâi de toate, jertfa lui Hristos, potrivit cu versetul 21, descoperă pilda lui Hristos. Jertfa lui Hristos descoperă pilda lui Hristos. Ne spune textul biblic și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Când stăm și privim la suferința Domnului Iisus Hristos, când stăm și privim la patima, la moartea Domnului Iisus Hristos, în centrul atenției noastre trebuie să fie Hristos. Pentru că El este pilda noastră, de El este legată mântuirea noastră. Sărbătorim noi și ne aducem aminte an de an de săptămâna patimilor, de săptămâna mare. Și am spus și spun lucrul acesta, nu-i săptămână mare pentru că a avut mai multe zile, tot 7 zile. Nu-i săptămână mare pentru că o zi a avut mai multe ore, tot 24 de ore. E mare pentru că în centrul acestei săptămâni a stat Hristos. Și când citești în Evanghelie, vezi că Domnul Hristos a pătimit, a suferit. Vezi acolo aprozii care bat joc, ostașii romani își bat joc de Mântuitorul, marele preot, dar toate acestea sunt detalii, pentru că în centrul să fie Hristos. Pentru că doar Domnul Iisus Hristos a suferit, a pătimit, a murit în locul nostru. Și asta ne spune Petru. Jertfa lui Hristos descoperă pilda lui Hristos. E interesant și este foarte uimitor să ne uităm la atitudinea Mântuitorului în situația aceasta de patimă, de suferință, de moarte. Pentru că este o atitudine copleșitoare. Nimeni nu putea să aibă atitudinea pe care a avut-o Mântuitorul în fața suferinței, în fața morții și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți-ntorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Suferința, patima lui Hristos descoperă pilda lui Hristos. Atitudinea pe care a avut-o Mântuitorul în fața suferinței și în fața morții. Filipeni, capitolul 2, versetul 8, spune Apostolul Pavel următorul cuvânt. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Asta e moartea Mântuitorului. Și când stai în fața lui Hristos, nu poți să treci peste, nu poți să treci pe lângă,
Te oprești în fața Mântuitorului și vezi suferința Lui, vezi patima Lui, vezi moartea Lui groasnică, răstignit pe cruce. Pentru cine? Pentru cei care și-a dat viața. Pentru cei care cred în jertfa aceasta mântuitoare, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Jertfa Lui Hristos descoperă pilda Lui Hristos. Dar tot textul biblic inspirat al Lui Dumnezeu ne spune că jertfa Lui Hristos descătușează povara păcatelor. Și este lucru măreț, extraordinar, pentru că este problema majoră a umanității. Este problema mea, este problema noastră, este problema noastră. Problema umanității este păcatul. Și Hristos, Domnul, prin jertfa Lui, lucrarea de la cruce, descătușează odată pentru totdeauna povara păcatelor. Ne spune versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Nu noi am purtat păcatele. Hristos a purtat păcatele în locul nostru. Hristos a murit pentru această povară, ca ea să dispară odată pentru totdeauna. Și dacă stăm bine și ne gândim, iubiți credincioși, un om care încă își poartă păcatele, ce face? Ce are? Are un suflet împovărat. Un om care nu are siguranța iertării păcatelor, un om care nu are siguranța vieții veșnice, este un purtător de poveri, un purtător de păcate. Domnul Iisus Hristos este acela care spune și în ziua aceasta, Evanghelia are putere și în ziua aceasta, veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Odihnă pentru suflet. Pentru că lucrul acesta este cel mai important pe acest pământ. Să avem odihnă pentru sufletul nostru. Să stăm și să pășim în lumea aceasta sub odihna Lui Hristos. Jertfa Lui Hristos descătușează odată pentru totdeauna povara păcatelor. Hristos a murit pentru că ne spune Scriptura, a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Jertfa Lui Hristos este cea care descătușează, eliberează, curățește, sfințește sufletele noastre, în așa fel încât să fim găsiți plăcuți, fără vină, înaintea Lui Dumnezeu Tatăl, prin Hristos. Pentru că Hristos este Mântuitorul. Hristos este Cel care a murit în locul nostru. Jertfa de înlocuire, jertfa de substituire este Domnul Iisus Hristos. Ce mai face jertfa Lui Hristos? Jertfa Lui Hristos nu doar că descoperă pilda Lui Hristos, nu doar că descătușează povara păcatelor, ci jertfa Lui Hristos este aceea care drege persoana omenească. Transformă, drege persoana omenească. Ne spune Scriptura, prin rănile Lui ați fost vindecați. Cine au fost cei vindecați? Cine sunt cei vindecați? Evident, cei care se pocăiesc, cred, acceptă, stau la adăpostul jertfei Domnului Iisus Hristos. Prin rănile Lui suntem vindecați. E un text care de multe ori dă bătăi de cap la interpretare. Nu se referă la boli fizice, ci întâi de toate prioritar se referă la suflet. Pentru că boala cea mai gravă pe acest pământ nu e cancerul, ci boala cea mai gravă este să porți păcatele cu tine. Spune Scriptura, prin rănile Lui ați fost vindecați. Nu se referă la boli fizice, ci la cea mai cruntă boală, și anume păcatul. Pavel ne spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură? Nu. Un om care se întâlnește cu Hristos este un om transformat, pentru că Hristos are puterea aceasta să dreagă, să transforme viețile celor păcătoși. Mă gândesc la John Newton. John Newton a fost un marinar spurcat. A fost un traficant de sclavi. Spune, cei care au studiat viața lui, trăgea câte o beție în jurafă, trăgea câte polojenii și apoi își revenea și o lua de la capăt. Așa era viața lui. În multe boli crunte s-a vindecat miraculos, în timp ce alți colegi marinari de-a lui au murit.
Multe naufragii s-au năpustit asupra corăbiei și mulți camarazi de-a lui au murit. Dar el întotdeauna a scăpat. Până într-o zi când și-a dat seama că nu-i șansa, nu-i norocul, ci că Dumnezeu este bun și-l așteaptă. Și-l așteaptă să zică, ajunge! Am trăit ca un nelegiuit, am trăit în păcate, vreau să mă întorc la tine, vreau să trăiesc așa cum mă învăța mama în rugăciunile ei personale, în cântările de laudă din pruncie, vreau să mă întorc la tine, Doamne. Dumnezeu i-a arătat har și omul acesta, John Newton, a devenit un creștin și un creștin veritabil. Și el este cel care a compus acest imn glorios pe care l-are biserica creștină chiar și în vremea aceasta, în secolul 21. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Mărețul har m-a învățat să o rup cu orice rău. Ce scump mi-e azi, tot harul dat, trăiesc prin el mereu. Cum asta? Cum se poate întâmpla una ca asta? Dintr-un păcătos notoriu, să ajungi unul care te bucuri de frumusețea și dulcețea harului? Se poate. Știți cum? Întâlnindu-te în mod personal cu Hristos. Stând față în față cu jertfa lui Hristos, pentru că oricât ai fi de tare și de mare, în fața jertfei lui Hristos, îngenunchezi. Nu rămâi impasibil. În fața jertfei lui Hristos, te smerești, te pocăiești. Și crezi ceea ce a făcut pentru tine. Jertfa lui Hristos este cea care drege persoana omenească, ființă omenească. Dar jertfa lui Hristos mai face ceva. Spune versetul 25. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Jertfa lui Hristos este cea care descoperă pilda lui Hristos. Descătușează povara păcatelor, drege persoana omenească, dar în final direcționează purtarea noastră. Observați aici, spune, v-ați întors. Voi erați pe o cale greșită, dar în urma întâlnirii cu Domnul Hristos, în urma înțelegerii jertfei lui Hristos, v-ați întors. V-ați întors la cel care este păstorul și episcopul, supraveghetorul. V-ați întors la cel care este calea, adevărul și viața. V-ați întors la cel care dă scop și sens vieții. La Hristos, Domnul și Mântuitorul. Jertfa lui Hristos mă cheamă, ar trebui să ne cheme pe fiecare dintre noi să călcăm pe urmele Mântuitorului. Pentru că ne spune Scriptura, ca să călcați pe urmele Lui. O persoană care stă în față în față cu jertfa lui Hristos, în urma înțelegerii, în urma conștientizării jertfei lui Hristos, nu rămâne la fel, ci este schimbat. Schimbat în așa fel încât să-L urmeze pe Hristos, pe Domnul. Ne spune textul biblic, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. V-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Dați-mi voie să spun, cu toată curăția de inimă în dimineața aceasta, dacă nu calci pe urmele Mântuitorului, să știi că jertfa lui Hristos nu are nicio valoare pentru tine. Nu se leagă lucrurile. Spune Apostolul Petru, erați ca niște oi rătăcite. Înainte de a te întâlni cu Hristos, așa suntem fiecare dintre noi. Dar în urma întâlnirii, Hristos a devenit păstorul și episcopul sufletelor noastre. Și Hristos este cel care mă cheamă, ne cheamă pe fiecare dintre noi să pășim pe urmele Lui. În viața aceasta, iubiți credincioși, vă chem, Scriptura ne cheamă, fiecare dintre noi să apreciem mai mult valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Să medităm, cugetăm fiecare dintre noi și adâncul sufletul nostru să mulțumim. Pentru că dacă nu calci pe urmele Lui, încă ești bolnav. S-ar putea să fii sănătos, s-ar putea să ai zâmbet pe buze, dar să fii bolnav pe interior. Jertfa lui Hristos este cea care ne curățește, ne vindecă pe fiecare dintre noi. Dacă nu ești sub jertfa lui Hristos, înseamnă că ești sub povara păcatelor. Și sub povara păcatelor nu ai odihnă, nu ai liniște, nu ai astâmpă sufletesc, ești zbuciumat. Doar sub protecția și sub odihna lui Hristos ai pace, ai binecuvântare.
Pilda lui Hristos nu este o binecuvântare, ci s-ar putea ca într-o bună zi să devină un blestem și o condamnare. De aceea, câtă vreme se zice astăzi, tânăr sau mai puțin tânăr, Evanghelia ne cheamă la cruce, ne cheamă la Golgota, ne cheamă să stăm înaintea Mântuitorului, să medităm fiecare dintre noi și prin credință, prin pocăință, să-L acceptăm pe El ca Domn și Mântuitor. Cu gândul acestea din Scriptură, aș vrea să ne apropiem de masa Domnului și facă bunul Dumnezeu fiecare dintre noi să avem o inimă cercetată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și totodată o inimă plină de credință, o credință fermă, statornică, în ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru noi păcătoși. În timpul unei cântări pe care o va anunța fratele Dinu, ne vom pregăti să stăm la masă și în timpul acestei cântări rog frații prezbite, frații din comitet să vină împreună să oficiem lucrarea aceasta. Rog pe fratele Ghiță Ciobanu, fratele Iordache Alexe, fratele Vasile Ursache, fratele George Cheie și fratele Dan Golea. Și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Amin.